Agricultura ecologică este unul dintre principalele obiective europene pentru viitorul agriculturii. Fermierii români vor trebui să se alinieze noilor cerințe ale Uniunii Europene pentru a ajunge la un procent de 25% din suprafața cultivată în sistem ecologic. Și asta într-un timp destul de scurt. Tot mai mulți fermieri se orientează acum spre cultura ecologică, încercând să găsească un echilibru între costuri și profit. Cătina este cea mai căutată cultură în ultima perioadă, având ca principal atu o piață bună de desfacere. Biocat este o firmă înființată în 2015, are la bază doi parteneri, în total avem 26 de hectare jumate de cătină ecologică. Unde le produceți? Produsele noastre le fabricăm în grădina, județul Constanța. Drum lung de la Constanța până aici, dar poate cu folos, să spunem, anul acesta, cum merge afacerea, de când ați intrat pe piață? Pe piață am intrat de 7 ani, la început am intrat doar cu 2 produse, acum avem peste 26 de produse. Asta înseamnă că a mers bine. Da, ne-am dezvoltat. Și a aflat și lumea de dumneavoastră, unde vă desfaceți produsele? Produsele le desfacem în București, Constanța, Brașov, Sibiu și în toată țara online. De ce până la urmă fermă de cătină? Pentru că am văzut în ultima perioadă din ce în ce mai mulți români și din ce în ce mai mulți fermieri se îndreaptă către cătină și vreau să știu dacă e un trend nou sau așa a fost din totdeauna. Nu a fost un trend nou din totdeauna. În 2010, având niște hectare de teren moștenite de la părinți, nu știam ce să facem. Și apoi la un târg expozițional în Germania am descoperit cătina și am zis, haideți să încercăm, că la noi în țară nu prea se știa despre cătină, cel puțin eu nu știam până atunci. Soiul este românesc sau l-ați aclimatizat? Nu, soiul este românesc. Puieții sunt, da, luați de la noi din țară. Și cât de greu este să ai o cultură de cătină bio? Destul de greu. Ținând cont că nu tratăm cu absolut nimic, nici măcar cu produsele bio care sunt pe piață, e destul de greu. Deci nu are productivitate atât de mare pe cât o plantație tratată. Ce înseamnă de fapt o plantație de cătină? Ce trebuie să faci ca să ai o plantație de cătină? În primul rând, solul este foarte important. Diferă foarte mult calitatea fructului de la un sol la altul, am observat în ultimii ani. Apă, are nevoie de apă, multă apă și soare. Anul acesta cum v-ați descurcat cu apa? Anul acesta a fost foarte greu, am avut un an foarte secetos, noroc că avem irigații și așa ne-am descurcat. Ce anume aveți aici? Deci aici avem produsele de cătină, în primul rând sucurile, care sunt presate la rece. Pur și simplu fructul de cătină este presat la rece și ce rezultă este ambalat, se consumă în 7 zile, pentru că nu conține conservanți, nu e pasteurizat. Și cu produsul acesta am început prima dată, 2 ani de zile ne-am chinuit cu el, până ne-am dat seama că trebuie să mai dezvoltăm și alte produse. Apoi avem ceaiurile de cătină, fructele de cătină deshidratate, pulberile de cătină, uleiul de cătină, care este foarte bun. Lumea ne-a cerut un suc gata de băut, așa că am scos pe piață și sucuri gata de băut, în combinație cu măr, în combinație cu piersică și măr, în combinație cu portocale. Portocalele sunt aduse din Sicilia, ecologic, bineînțeles.